Giurgiu Feniaure a purtat un nou succes la finala națională a concursului de vâzlit în canot și cu echipaje 10+1. Concurs organizat în weekendul trecut la Tulcea sub egida Asociației Mila 23, condusă de Ivan Pațaichin. Județul nostru a fost reprezentat de echipajul câștigător al concursului de la Giurgiu, denumit inițial Pescărușii, dar care a aderat la Clubul Nautic San Giorgio, concurând sub numele acestuia. Băieții noștri au urcat pe treapta a treia podiumului, pierzând în fața experimentatelor echipaje din Tulcea și Galați, dar eliminând Brăila. Iată că ne-am îndeplinit obiectivul. Am venit de la a cincea ediție a concursului de vâslit în canotcă România, de la Tulcea, cu locul 3, cu un loc pe podium. Așa cum s-ar spune, ne-am obișnuit cu podiumul și podiumul cu noi. Am dovedit astfel că nu a fost un accident, o pură întâmplare, ci iată, lucrurile merg din ce în ce mai bine. Sperăm ca anii viitori să mai pășim o treaptă pe acel podium care ne este drag. La startul finalei de la Tulcea s-au aliniat 18 echipaje de amatori, toate câștigătoare ale fazelor locale. Și se poate spune că succesul giurgiuvenilor nu este întâmplător, aceștia antrenându-se pe canalul plantelor pentru competiția din Tulcea. Acolo la Tulcea, în 4 zile de sporturi pe apă, un oraș a devenit orașul unui singur om, Ivan Pațaichin. Ce a făcut el acolo a fost memorabil și noi, datorită acestei mari echipe care a urcat pe podium, datorită celor care au făcut posibil această deplasare și nu în ultimul rând susținătorilor, vă amintesc că au fost și giurgiuveni acolo care au venit special pentru noi, iată ne-am întors din nou învingători acasă. Dovedim astfel că acest sport merită și aici în Giurgiu să-l ridicăm acolo unde este locul lui, să folosim Dunărea, apa, nu doar ca simplu element de decor, ci și ca un mod de distracție, de a face sport, de a ieși în aer liber, de a te simți bine. Următoarea acțiune a Clubului Nautic San Giorgio va avea loc duminică, când începând cu ora 11, giurgiuvenii sunt invitați pe podul Bizeț pentru a urmări parada ambarcațiunilor.